Kaiserul, mă, cum ar zice Nicu Galerie, Kaiserul? Așa spunea Nicu Galerie lui Ionuț Lupescu pe vremea că juca la Dinamo. A venit Kaiserul la noi, vorbim despre celălalt Kaiser, Franz Beckenbauer. Nu, omul n-a făcut nimic, adică a făcut ceva, a împlinit 75 de ani. Și asta înseamnă enorm. O să spuneți, bine mă, și de ce ai venit în bășcălie? Nu, chiar o să încerc să vorbesc cât mai serios. N-am venit în bășcălie, am venit cum a fost dumnealui îmbrăcat, costumat, în 1970, dacă nu mă înșel că încă nu eram născut în ceea ce mi s-a povestit și mie, la semifinala cu Italia, în 1970, așadar, stadionul Azteca, Mexico City, 102.000 de suflete au fost acolo, deci peste 100.000 de oameni au fost la meciul acela, Italia cu Germania. Dar hai că ne-am dus prea departe. Așadar, avem imaginea asta pe care ați văzut-o, este respectul și al lor, dar și al nostru, pentru cel care a fost Franz Beckenbauer. Vorbim despre muzeul celor de la... mi-e și greu să stau așa cu mâna, dar apoi la care a jucat așa. Respectul pe care îl datorăm cu toții celui care a fost, că nu s-a dus, Doamne ferește, dar ca jucător, Franz Beckenbauer. Așa arată muzeul lui Bayern München, toate acelea în jurul lui, salatierele și tot ce are el, sunt cupele și trofeele cucerite de Franz Beckenbauer în perioada în care a jucat la Bayern München, bineînțeles, peste 560 de meciuri acolo și 75 de goluri. Născut, după cum probabil se cunoaște, în 1945, așa cum spunea Vasile Cârlova, pe care toți l-ați citit, bănuiesc, care s-a stins săracul vremelnic, în ruinurile orașului München, care era bombardat de către aliați la finele celui de-al doilea război mondial. Cel de-al doilea război mondial se terminase, dar ruinurile încă erau acolo. Acolo s-a născut, fiul de poștaș, dacă nu mă înșel, dar nu asta contează, a început să joace la Bayern München, a devenit acolo un adevărat simbol. În 1970, în timpul semifinalei cu Italia, un băiat de acolo, nu mai știu cine, Cera sau oricum nu contează, pe Luigi Cera, nu contează, pac, îl lovește. Atenție mare, că așa mă, și pe vremea aia nu era ca acum cu injecții. Suferă o dislocare a umărului drept, aici așa, și o fractură cu antebraț, cu mână, cu tot. Minutul 70, la revedere, tată, 1-0 pentru Italia. Hai, noroc, la revedere, du-te acasă. Și zice, nu, continui, el continuu, că acum ați văzut că se acceptă și forma continui, dar civilizat și frumos în dicționarul explicativ al limbii române sau Ștefania Popescu găsim continuu. Și el atunci zice, eu vreau să continuu, doiul la sfârșit, pe teren. Băi, ești nebun, ai dureri. Eu am făcut o injecție ceva și i-au legat un bandaj. Așa a jucat băiatul. Ia încercați dumneavoastră, că eu deja am vreo 3 minute și parcă mi-a paralizat mâna, am bine să încercați să jucați. Nu să jucați, să mergeți pe stradă cu... Dar nemții sunt din alta lor. Joacă așa cu mâna, finalmente se termină 3-2 sau 4-3, cred, 4-3 pentru Italia, adică pierde meciul, Beckenbauer și Germania pierd această partidă, dar pentru nemți înseamnă, mama, cu 50 de ani, vă dați seama, înseamnă enorm lucrul acesta, pentru că el a putut finalmente și Italia pierde cu Brazilia în 1970, dar nu despre asta vorbim. Mă, despre el se zice, despre Franz Beckenbauer, că este inventatorul modern al postului de libero, adică la imperial, frumos, cu capul pe sus, în centru apărării. Acum, bunicii noștri ne-au povestit că, bă, nu este chiar așa, că n-a fost el primul libero, primul libero modern, da. Și toată lumea zice, bă, ai auzit de Armando Picchi, cine n-a auzit de Armando Picchi, marele jucător al lui Inter, decedat, din păcate, de un cancer pe la 36 de ani. Bă, ăla, pe sistemul lui Elenio Herrera, lui băieții ăia și așa mai departe, ăla a fost primul libero din istoria omenirii, înalt, frumos, cu tare. Nu, 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 de 3 ori nu. Vorba lui Gigi Nețoiu, n-am spus-o, dar mă repet. Se zice că primul libero din istoria, și ar trebui să fim mândri de asta, din istoria fotbalului, ca lumeanul ăla cu bască pe cap și așa mai departe, a fost Pițzi Apolzan. Alexandru Apolzan, un jucător provenit de la Sibiu, a trecut pe la... mie tot timpul când vorbesc de Pițzi Apolzan, nu l-am cunoscut personal, dar mi se usucă gura, recunosc. Pentru că cei care m-au povestit despre dumnealui au zis, tata, ai văzut cum arată un zeu? Bă, zic, am văzut în filme. Așa era el în realitate. Pițzi Apolzan, Șoimii Sibiu, vine în București, joacă la Rapid, apoi trece imediat la CCA, asta e Armata, cum era, la Steaua, la FCSB, cum vreți să-i spuneți, la echipa asta, da? Unde joacă din 49 în 62, Alexandru Apolzan. A zis, băi, oprișene, era sărman săracul, adunau de la Rogifer, de la Viitorul 23 august, de la fabrică, de la Viitoarea 23 august, el când avea meci, săracul n-avea ce să mănânce. Era imediat după război, vă dați seama, 46-47, și muncitorii de acolo adunau un kil de carne și niște ouă să-i dea ăstuia să mănânce, că avea meci. Adică, tată, povestiri senzaționale. Dar nici asta nu mai contează. Pițzi Apolzan, imperial, este cel mai tare libero din istoria fotbalului. Nu pentru că e român, este primul libero. Apoi au venit Armando Picchi și Franz Beckenbauer. Mai avem un timp de... mai 2 secunde. Mă, Nea, mie mi-mi zice așa, mă, Cătălinușe, vin, o să-ți povestești ceva. Cătălinuș, eram undeva în 1960-61 și pierduseră în campionatul la Petrolul. Și Pițzi Apolzan, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că s-a stins, nu-i așa, undeva la 1982-84, era capitanul echipei noastre. El nu suduia niciodată, nu vorbea niciodată urât, a intrat în vestiar. Când a trântit ușa, ne-a căzut efectiv dinții din gură. El nu ne așteptam. Și a zis, îmi cer mii de scuze că vorbesc așa pe post, mă, nenorociților! Dar el nu vorbea urât. Mă, nu vă este rușine că voi apărați tricoul CCA-ului, mă, ia în genunchi toți! Și noi, zice, ne-am făcut cruce, cum să ne punem în genunchi, că noi eram ofițeri armate, în genunchi toți, ne-a spus! Și ne-am pus așa toți în genunchi. Vă dați seama dacă intra cineva să vadă ofițerii armatei române făcând o rugăciune. Și a zis, dar nu era vorba de rugăciune. A zis, bă, voi apărați tricoul echipei, bă, CCA, bă, cea mai mare. Ia jurați, bă, că 2 ani de zile luau campion. Păi au ajuns să ne bată pe noi ăștia de la Petrol. Tot respectul pentru Petrolul, care avea o echipă mare, dar adică ca idee. Și ne-a pus să jurăm acolo în genunchi, am stat gădăline. Și așa ne-am și ce ați făcut? 2 ani de zile după aia la rând am luat campionatul. Uitați-vă în statistică. Dragi prieteni, deci Pițzi Apolzan, Armando Picchi, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, Dumnezeu să-l țină în viață, mare jucător, dar și mare antrenor. Să nu uităm cu Germania, 84-90, niște titluri și așa mai departe. Am plinit 75 de primăveri. Prilej, noi nu știm ce înseamnă asta. Noi nu avem, mai amintim așa când câte o legendă din asta împlinește un număr rotund de ani. Dar în rest noi nu avem nicio treabă cu muzei, hai să fim serioși. Franz Beckenbauer, la mulți ani, dacă ne auzi, că știu că te uiți la emisiune, Kaisere, să-ți dea Dumnezeu sănătate, 75 de primăveri. Acestea au fost minutele noastre de omagiu, ca să spunem așa, pentru unul dintre cei mai mari jucători. M-a plecat și peste Atlantic și s-a dus, adică în ultimii ani de carieră, și știți cu cine a fost el coleg? Cu Pelé, bă, tată, Edson Arantes do Nascimento. Pelé, marele Pelé, s-au dus să joace undeva pe la Cosmos New York, că dăduse era peste niște bănuți, băieții de acolo au zis să facă și ei campionat de fotbal, că era numai cu bășica aia storcită, jucau, mă, nu pot să arăți așa, cu bășica aia storcită jucau fotbalul american și a zis, hai mă să-l dezvoltăm și noi, soccerul, iar m-am murdărit de engleză, puțin la gură și de american, soccerul. Și când au trecut pe partea altă, el Beckenbauer, dar numai 1 an sau 2 asta pe acolo, a fost coleg cu Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Asta este emisiunea de astăzi. Îmi cer mii de scuze că am stat așa în fața dumneavoastră, dar este omagiul nostru pentru Franz Beckenbauer. Toate cele bune, nu uităm niciodată că dragostea este singurul sport care nu moare atunci când pică nocturna. V-am pupat, toate cele bune, numai bine!